Nici fondurile europene nu sunt o salvare pentru continuarea lucrărilor de dezvoltare a domeniilor schiabile. În contextul actual în care lucrările de dezvoltare a domeniilor schiabile sunt stopate din lipsă de fonduri guvernamentale, nici banii europeni nu pot fi accesați. Asta datorită faptului că lucrările deja au fost începute. Deocamdată la acest moment nu, pentru că fondurile europene nu pot fi accesate la o lucrare care deja este licitată și începută, mă rog, și finalizată cel puțin 15-20%. În condițiile acestea, municipalitatea de la Petroșani nu poate face altceva decât să aștepte banii de la guvern sau să continue lucrările cu fonduri proprii. Banii de la guvern și, sigur, ce facem noi cu acest împrumut? Vom încerca să găsim resurse astfel încât să facem ce avem de făcut. Mai este foarte mult de lucru, dar asta nu înseamnă că ceea ce putem să finalizăm și să viabilizăm practic, să nu putem face. Putem să facem, să dăm în folosință o serie întreagă de pârtii, instalațiile aferente și așa mai departe. Prioritatea anului 2013 a devenit prioritatea anului 2014. Finalizarea telescaunului TS3 nu a fost posibilă anul trecut, astfel aceasta a devenit o nouă prioritate pentru acest an. Valoarea totală a contractului este de peste 300 de milioane de lei.